Salut! Sunt Robert și în filmulețul ăsta o să vreau să vorbesc cu voi și să vă explic. De fapt, nu știu dacă pot să vă explic. Pentru că sunt niște întrebări care, din punctul meu de vedere, nu prea au răspuns și nici nu prea am găsit răspuns, cu toate că am încercat să caut. O să vreau să vorbesc despre vaccinul ăsta SARS, anti-SARS-CoV-2. Vaccin care... A fost dezvoltat de mai multe companii și a creat o mare tevatură și o mare speranță, să spunem, pentru că, finalmente, guvernele au o mare speranță că vaccinul ăsta va fi eficient și că va face o treabă. O să vedem dacă mare sau mică. O să vedem asta, pentru că, și nu zic prostii când vă spun asta, o să vedeți, dacă rămâne spun la finalul filmulețului, că sunt niște întrebări care nu prea au răspuns din punctul meu de vedere și niște calcule care nu prea bat. Da? Prima chestie care mi-a atras mie atenția legată de vaccinul ăsta este următoarea. Înțeleg că a mai fost o epidemie de SARS. Undeva prin anii 2000, 2000, 2001, 2002, în Orientul Mijlociu, dacă nu mă înșel prin țările arabe, a fost o epidemie de SARS. Da? care a fost a murit de la sine, am înțeles, adică nu a fost eradicată printr-un vaccin și întrebare de ce n a fost eradicată de atunci printr-un vaccin, adică din ce înțeleg eu SARS-CoV-2, ăsta este foarte asemănător cu virusul ăla SARS care a făcut ravagii prin țările arabe în anii 2000. Și întrebarea care mi-am pus-o logic este, bă, atunci de ce n-a lucrat nimeni la niciun vaccin? Sau dacă a lucrat cineva la un vaccin în anii ăia? De ce nu avem un vaccin funcțional acum, după 20 de ani? Adică se aștepta cineva ca boala respectivă să nu mai să nu mai revină? Pentru că periodic din ce am văzut, în lipsa unui vaccin, istoria ne învață că bolile revin dacă nu există un vaccin. Deci să înțeleg că atunci în 2000 n-a lucrat nimeni la niciun vaccin? Mi-e e greu să cred asta, sincer. Și dacă a lucrat cineva la vaccinul ăla, unde e vaccinul ăla? Pentru că aveau timp să-l testeze, aveau timp să facă studii, aveau timp să facă studii clinice, aveau timp să facă tot. Eu am senzația acum că vaccinul ăsta și noi am luat virusul ăsta cam de la zero. Asta a fost senzația, adică e ca și cum n-am fi avut nimic, cu toate că am mai avut o epidemie de SARS, n-am fi avut nimic și totul a plecat de la zero. Ceea ce este extrem de ciudat, în condițiile în care am mai avut o epidemie de sars, lumea, omenirea s-a mai confruntat cu o epidemie de sars, și de atunci se pare că nu s-a făcut nimic. Adică n-a luat nimeni în mână problema asta. Asta este una din problemele pe care mi-am pus -o. A doua problemă e una legată de ce se întâmplă acum. Și am văzut cumva că autoritățile române vor să vaccineze, adică ținta lor de vaccinare pentru următoarea perioadă este 20.000 de uh, doze zilnic. Uh, asta înseamnă undeva la 10.000 de persoane, pentru că se fac două doze în rapel, adică una după alta, la 21 de zile, știți asta. Dacă nu știți, urmăriți filmulețul pe care vi l-am pus aici, legat de la mine pe canal, e un filmuleț legat de uh, prospectul vaccinului și vă explic acolo niște chestii Citite din prospect. Bun. Deci, să zicem că România poate să facă undeva la 20.000 de. Uh, hai să zicem persoane, să nu zicem doze. Să zicem 20.000 de persoane pe lună. Da? Pe, pe zi, pardon. Că ăsta este targetul autorităților. Deci, asta înseamnă și să le considerăm ca fiind uh, 20.000 de persoane vaccinate. Uh, cu tocul apel, adică au, au cele două doze. Dar, deci asta înseamnă într-o lună cu 20 de zile lucrătoare, înseamnă 400.000 de, persoane. Într-un an înseamnă 4,8 milioane de persoane. Ca să ajungem la 15 milioane de persoane, cât ar fi bine să fie vaccinați, în concă populația României undeva pe la 18 milioane, și să zicem să ajungi la un 90%, că mai sunt și copii, deci ar trebui undeva pe la vreo 3 ani și ceva, ca să vaccinăm toată populația României, în condițiile în care să atingeți cifra aia de 20.000 de persoane vaccinate. Da? Cele 20.000 de persoane vaccinate ar trebui să fie uh, cumva în fiecare zi, adică să nu se scadă valoarea asta. Ori vedem că a început de... de vreo săptămână și ceva și au fost vaccinat doar 1500 de persoane. Totuși trebuie să ținem cont că trăim în România și că probabil se vor ceta o lună, două, cine face vaccinurile, cum fac, până iau oalea, până le duc unde trebuie, până probabil că în două luni de zile o să se stabilească și ei, că așa e în România. Bun, să zicem că fac totuși cele 20.000 de doze și că ne, va, ne vor lua undeva la 3 ani și ceva ca să vaccineze întreaga populație a României. Bun, întrebarea este: cât Ce efect imunologic are virusul ăsta? Pentru că, dacă virusul ăsta are un efect imunologic mai mic de 3 ani, ținând cont că noi va evaluat 3 ani de zile și nu numai în România se va întâmpla treaba asta, eu sunt convins că se vor întâmpla și în alte țări astfel de chestii, uh, limitări legate de capacitate de vaccinare. Și care uh, capacitatea asta de vaccinare și vaccinarea întregii populații probabil că va dura ani de zile. Deci, dacă uh, Imunologic, vaccinul ăsta ține mai puțin de 4 ani și e de așteptat să țină așa, pentru că uitați-vă la vaccinul gripal. Vaccinul gripal se face o dată sau de două ori pe an, la fiecare perioadă. Adică avem niște exemple și nu pot să nu spun întrebarea asta. Bă, dar ce se întâmplă dacă ține mai puțin de 4 ani, în condițiile în care 9 ne ia 3 ani și ceva să vaccinăm toată populația, adică cumva să eradicăm virusul ăsta? Pentru că, de fapt, asta se, asta se urmărește. Pentru că dacă. Uh, Imun imunitatea asta dată de vaccin cine 1 sau 2 ani, tu trebuie să o iei după 2 ani de zile de la început. Deci ai ajuns la jumătate cu vaccinarea populației și după aceea trebuie să o iei de la început. Sau ca să poți să faci imunizarea și ca să nu ca să ai și șanse să, să, omori virusul ăsta și să creezi imunitatea aia de turmă de care se vorbește, că până la urmă despre asta este vorba, a trebuit să reușești, dacă imunitatea virusului este de un an sau de doi ani, să zicem, a trebuit să reușești să vaccinezi toată populația în perioada aia. Ceea ce nu se va întâmpla. Cel puțin în România nu se va întâmpla treaba asta. Probabil în niște țări mai mici, cum este Israelul, care face 150.000 de, de, de doze pe zi, probabil că acolo se poate întâmpla chestia asta. Dar nu în România. Și dacă nu faci în România și în alte țări, și gândiți-vă că România nu e cea mai mare țară, sunt țări care au sute de milioane de persoane. De exemplu, SUA, care are 320 de milioane sau 350 de milioane de persoane. da, Deci acolo, probabil că marea parte a populației, astfel încât să se obțină imunitatea, va dura și mai mult ca în România, probabil ani și ani de zil. Și atunci întrebarea este dacă imunitatea vaccinului să nu ține atât de mult. Oare nu-ți banii aruncați pe fereastra asta? Și ce facem în, 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 în perioada aia? Bineînțeles că nu poți să zici tu ca guvernant acum să zici, bă, nu fac vaccin, am luat vaccinul și că am făcut noi niște calcule și că nu știm câte imunitate și că de fapt sunt bani aruncați pe fereastră. Nu poți să faci asta și atunci varianta e să arunci banii aia pe fereastră, pentru că mai dai o speranță la oameni. Dar hai să fim realiști că de fapt ăsta este, ăsta este rolul, rolul nostru. Să fim realiști și să înțelegem lucrurile așa cum se întâmplă. Bun, a treia chestiune este legată de restricțiile alea despre care te sot, se tot discută, e pașaport, vede, de dragi, laci, tot ce spunește. Va fi imposibil să fac așa ceva. Pentru că atâta timp cât tu nu poți să mă imunizezi pe mine, eu cerând asta, tu nu poți să-mi impui restricții, adică e, e la mintea cocoșului chestia asta. Adică îmi impui restricții, de ce? Pentru că tu nu ai capacitatea să mă imunizezi. Adică eu aș vrea să mă imunizez mâine ca să nu mai am restricțiile alea, numai că tu, stat, nu ai capacitatea să faci asta. Și atunci tu îmi pui mie restricții pe chestia asta. Deci, mai e o poveste așa de a dormi copiii din punctul meu de vedere. Pentru că dacă statul nu are capacitatea să facă chestia asta, în mod cert, restricțiile respective până când nu se imunizează toată populația care a cerut să fie imunizată. Da? Pentru că eu cer să fiu imunizat și dacă mă ajunge rândul peste 2 ani de zile, tu nu poți să-mi impui restricții în perioada asta pentru că eu am cerut să fiu imunizat. Dar tu, stat, n-ai putut să faci asta. Cam astea sunt lucrurile pe care le văd eu și astea sunt lucrurile care îmi dau de gândit. Da? Adică a mai fost o epidemie de SARS, nu avem vaccin. Știam că va reveni, adică toată lumea se aștepta la treaba asta. Doi, cât ține vaccinul ăsta? Și după calcule, imunizarea asta ar trebui să țină minim 5 ani, minim 4-5 ani imunizarea asta pe care o fac acum, ca lucrurile să se desfășoare normal. Și să se poată anihila virusul ăsta, pentru că altfel nu se poate anihila. Bun, cam atât vreau să vă spun. Ca să pe subscribe și pe clopoțel să vă anunțe YouTube mai pun filmulețe pe aici și vă aștept și la celelalte filmulețe pentru că sunt lucruri interesante, zic eu. Și vă aștept și părerea voastră în comentarii. Mulțumesc, la revedere!